trebuie să ne ferim de război și de alte condiții care sunt în alte părți ale lumii. Lăudăm pe Dumnezeu care, prin îndurarea Lui, ne ține cu viață, ne ține cu sănătate și lăudăm că putem să fim împreună. Și haideți să cântăm împreună. Orice pas Iisus îmi conduce. Slavă Lui, slavă Lui. Orice pas aduce slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Toate lui Iisus date aici, slavă lui, slavă lui. Harul său îl dă la mari și mici, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Niciodată nu mă lasă el, slavă lui, slavă lui. Te-aș avea ispite în orice fel, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Domnul îmi conduce căile, slavă lui, slavă lui. Ca un cer trec munții văile, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Aleluia-i cântarea mea, lui Iisus mereu voi cânta, cu pace mi-umple el inima, slavă Domnului. Pentru că nu va fi nicio veste mai frumoasă decât salvarea dată prin Iisus. Dragostea Lui e darul cel mai minunat pentru fiecare dintre noi. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus. Nici iubire care să jertfească pentru noi cât a jertfit Iisus. Dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea Lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi.
mă înconjoară cu îndurare. Văd la orice pas cât e de bun. El mi-a dat pe veci răscumpărare. Pot și eu voios acum să spun: dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce măreață e iubirea sa. Și atunci în slava mult visată, tot iubirea lui o vom cânta. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, cel mai minunat. O, dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Și haideți în următoarea cântare să spunem: Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, hainele El mi le-a spălat, a luat păcatul meu și a murit pe cruce în locul meu. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, bucurii, speranțe, pace El mi-a dat. Mi-a spălat trecutul, tot păcatul meu, în sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit, pe Domnul preamăresc, mântuit, spre cer călătoresc. M-a găsit, odihna lui mi-a dat. Când urmesc pe Domnul, sunt netulburat și aștept într-una strălucită zi, când Domnul cu mărire iarăși va veni. Mântuit, pe Domnul preamăresc, mântuit, spre cer călătoresc. Mântuit, cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Mântuit, pe Domnul preamăresc, mântuit, spre cer călătoresc. Mântuit, cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Slăvit să fie Domnul! Iată că și astăzi Dumnezeu ne-a dat harul să fim aici în casa Lui. Și ca niște oameni mântuiți, ca niște oameni care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, îi suntem recunoscători și mulțumitori. Și putem să spunem din toată inima: slăvit să fie Dumnezeu, că e bine să fim în casa unde prezența lui Dumnezeu se manifestă. E bine să fim în locul în care Dumnezeu este prezent, slăvit să fie El. Și noi credem că acolo unde se adună doi sau trei în numele Lui, Domnul își face simțită prezența. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim, să-i spunem: Doamne, mulțumim că ori de câte ori ne-am adunat în numele Tău, Tu ai fost acolo. Ori de câte ori ne adunăm în numele Tău, Tu ești prezent, slăvit să fie în numele Tău. Și credem din toată inima că Tu binecuvintezi. Noi credem că Domnul binecuvintează. Noi credem că Dumnezeu în suveranitatea Lui deja a rânduit ce se va întâmpla în seara aceasta. A rânduit Dumnezeu să dea pace celor fără de pace, să mântuiască, să ridice, să vindece, să izbăvească, pentru că e Dumnezeu, slăvit să-i fie în numele. De aceea, plin de recunoștință, haideți să venim cu mulțumire și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat până aici. Haideți să venim cu mulțumire cu toții.
Slavă Domnului! Haideți să deschidem Biblia la pagina 592. Continuăm citirea din Psalmul 69, de la versetul 29. Eu sunt nenorocit și sufăr. Dumnezeule, ajutorul Tău să mă ridice. Atunci voi lăuda numele Lui Dumnezeu prin cântări și prin laude Îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Nenorociții văd lucrul acesta și se bucură. Voi, care căutați pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima, căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu ne socotește pe prinșii Lui de război. Să laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele, căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda. Ele vor fi locuite și luate în stăpânire, sămânța robilor Lui le va moșteni și cei ce iubesc numele Lui vor locui în ele. Amin. Haideți să cântăm două strofe dintr-o cântare și apoi ne vom închina mai în continuare înaintea Domnului. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel din tâi la cel din urmă pas. Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cer, din tâi la cer, din urmă pas. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cer, din tâi la cer, din urmă pas. Tu nu mă lași și nu mă uiți vreodată, străbat cu tine mult. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu și atunci. Eu n-am să văd nici moartea niciodată, cu tine alături am să fiu și atunci. Tine înstrăbat în zori cărarea, cu tine eu vechez în ceas târzim. Când tu mă mustri, simt adânc mustrarea, și când te bucur tot de-auna știm. Când tu mă mustri, simt adânc mustrarea, și când te bucur tot de-auna știi. Am vrea să continuăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și în prima parte am vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să ne ierte de greșelile noastre. Este cineva aici care poate să zică că nu are niciun păcat înaintea lui Dumnezeu, nicio greșeală? Nu cred că este cineva. De aceea vrem să venim înaintea Domnului și să-i spunem: Doamne, avem nevoie să ne ierți. Te rugăm, iartă-ne. Dumnezeu e bun, îndurător. Asta nu înseamnă că noi trebuie să păcătuim în continuare, ci ar trebui să trăim ca niște oameni responsabili înaintea lui Dumnezeu. Dar fiindcă avem slăbiciuni, îl vom ruga pe Dumnezeu să ne ierte de păcate. Iar în partea a doua, am dorit să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere. În lumea aceasta care din ce în ce este mai slabă, din ce în ce omul spiritual începe să slăbească parcă tot mai mult, ne rugăm Dumnezeu să ne întărească. Dumnezeu să ne dea puterea aceea spirituală și să ne întărească prin Duhul Sfânt. Să trăim în vremea aceasta ca niște sfinți a lui Dumnezeu. Să fim oameni de aceea plăcuți, dăruiți lui Dumnezeu. Să trăim așa cum cere Dumnezeu în neprihănire, oameni curați. Este dificil, este greu într-o lume care în fiecare zi se deprinde să păcătuiască parcă tot mai mult. Este dificil parcă să stai pus deoparte pentru Dumnezeu în fiecare zi, că sunt tot felul de provocări. De aceea îl vom ruga pe Dumnezeu să ne dea El putere.
îl vom ruga pe Dumnezeu să ne întărească El. Nu prin puterea noastră vom reuși să trăim ca niște sfinți. Cel care ne ajută la sfințirea practică a vieții noastre este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea îl vom ruga în partea a doua. Te rugăm, Doamne, umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt. Ce bine este Evanghelia să se predice prin Duhul Sfânt, viața să fie trăită prin Duhul Sfânt, umblarea să fie prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, călăuzirea să fie prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, le vrem pe toate acestea, să fim iertați și să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Haideți, ridicați înaintea Domnului să ne rugăm, Dumnezeu să ne ierte și să ne umple în vremea aceasta cu Duhul Său cel Sfânt. Amin. Slavă Domnului, haide să ne reașezăm, să mai cântăm două strofe într-o cântare. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, atinge-ne din nou și pune-ți mâna Ta peste noi. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire, Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău, să fim vii într-o împărăția Ta, trezește-ne din nou. Atinge-ne din nou.
lor e doar în mâna ta. Să ne atingi pe fiecare cu puterea crucii tale, să fim vii într-o împărăția ta. Trezește-ne din nou, Doamne, atinge-ne din nou, peste noi tu mâna ta, s-o pui și lumina ta să ardă în noi, prin puterea Duhului. Pune-o, dar nu pentru o zi, ci să ardă în veșnicii, în noi, cu adierea Duhului Tău Sfânt. Doamne, atinge-ne din nou. Amin, dorim așa cum am cântat, așa dorim și să se întâmple. Dorim ca Domnul să se atingă de toți cei care trec prin necazuri. Și noi credem că Dumnezeu are toată puterea, așa cum spune Biblia, în cer și pe pământ, slăvit să fie El. De aceea, cu încredere, ne vom apropia în rugăciunea aceasta de Dumnezeu și vom cere ca Dumnezeu să se îndure. Versetul care l-am citit, primul verset, 29, spune: Eu sunt nenorocit și sufăr. Nu știu care e suferința cu care ai venit în casa lui Dumnezeu, nu știu pentru cine ai pus un bilet în după masa aceasta, însă continuarea versetului 29 spune: Dumnezeu este ajutorul care poate să ridice. Spune: Dumnezeule, Tu ești ajutorul care mă poate ridica. Și noi credem că Dumnezeu este ajutorul care poate ridica. Este acela care poate elibera pe cel ce este robit. Este acela care poate vindeca pe cel ce este bolnav. Atunci când chemăm numele lui Iisus Hristos, în numele Lui, bolnavul este vindecat. Cel care este robit de diferite vicii este eliberat de dependențele Lui. Noi credem în numele lui Iisus că și astăzi se fac minuni. De aceea vrem să venim, să nu am eu foarte mare introducere, am vrea să ne rugăm mai mult. Am vrea să rugăm pe Dumnezeu, Dumnezeu să aibă milă. Aici sunt oameni care suferă, sunt oameni care trec prin probleme. Am citit bilete, oameni care suferă de cancer, alții care strigă pentru mântuirea celor nemântuiți. Ne rugăm Dumnezeu să le facă și să mântuiască, și să elibereze, și să vindece pe cel ce este bolnav. Dumnezeu să ridice, să aducă pace celui fără de pace, să elibereze și să scoată din depresie pe cei ce au intrat în depresie. Domnul este bun. Și vestea bună este că e prezent aici între noi, slăvit să fie El. De aceea, haideți să venim ridicați înaintea Domnului și să rugăm din toată inima Dumnezeu să se îndure. Haideți să intrăm cu toții în rugăciune.
Vă rog să reocupați locurile, salutăm prezența voastră. Prieteni, frasurori, care sunteți aici la Elim în această dupămasă, cât și pe cei care ne urmăresc pe internet, și tuturor vă spunem să fiți binecuvântați de Domnul. Inimile noastre îl caută pe El. Dorim cercetarea Duhului Sfânt în viața noastră, dorim să creștem spiritual în părtășia cu Domnul și Domnul este Cel care are pentru noi și în această dupămasă cuvinte binecuvântate, prin care să ne hrănim sufletul nostru, în părtășia cu El să creștem și să devenim cât se poate de apropiați de ceea ce El dorește ca să fie viața noastră. Să fiți binecuvântați de Domnul fiecare. Amin. Fanfara este pregătită să onoreze numele Domnului, iar apoi se pregătește corul. Iar după cor are loc cântarea Cânt lui Dumnezeu glorie. Thank you.
bucură inima-n mine, lui Dumnezeu glorie, când lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i cânte, lui Dumnezeu glorie. El ne-a adus mântuire, de aceea cânt pe vecie, lui Dumnezeu. Mâine după masă, la ora 18, pentru toți doritorii, este posibilitate de rugăciune, de a stărui în rugăciune, în vederea botezului și a umplerii cu Duhul Sfânt. Iar apoi, duminică dimineața, din nou de la 9 până la 10 va fi un timp de rugăciune, iar de la 10 la 12, serviciu divin. De asemenea, după masă, duminică, de la ora 14, avem nunta care a fost prezentată, iar la ora 18 vom avea din nou serviciu divin. Iar pentru duminică dimineața, la ora 10, doi tineri, membri ai bisericii noastre, care vor fi aici în Timișoara și vor rămâne aici în continuare, vor avea căsătorie, dar într-o altă localitate. Îl invit pe Daniel din familia Moldovan și Ionela din familia Hrezdac să vină aici în față, să fie văzuți de către noi toți. Sunt doi tineri frumoși, binecuvântați de Domnul, cu sănătate, cu dorința aceasta de a-și forma o familie, și prin voia lui Dumnezeu s-au cunoscut, se iubesc și doresc să se căsătorească. Duminică dimineață la ora 10, în biserica penticostală din localitatea Știuca,
aici în zona Lugojului, acolo va avea loc cununia religioasă a celor doi tineri. Domnul să-i binecuvinteze. Acum au ceva emoții, mai ales băiatul, deși e membru bisericii noastre, e implicat la sune și activități aici, se vede că are un pic de emoție, dar sperăm duminică să nu mai aibă deloc. Sora să aibă grijă, să treacă emoțiile. Fiți binecuvântați, vă rog să ocupați locurile. Iar acum, frați și surori, aș dori să lăsăm pe Damaris și Deborah să cânte pentru slava Domnului, dacă Daniel nu avea credință. Cred că-s iarăși două fetițe, după care se pregătește fanfara, iar apoi din nou corul să onoreze pe Domnul. Avea credință când era în groapa cea cu lei. Dacă nu săruia umilință, ce i-ar ziceau că nu-i Dumnezeu? Doamne, dă-ne și nouă credință, căci pe pământ suntem între lei. Fă să avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Daniel, când a deschis fereastra, printr-o rugăciune a biruit. Pe cei ce l-au aruncat în groapă, plăstudo, nu le va nimici. Doamne, dă-ne și nouă credință, căci pe pământ suntem între lei. Fă să avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Acum noi, dacă-l avem pe Domnul, printr-o rugăciune biruim. Pe te teme pe pământ cu lei, căci cu Domnul. Doamne, dă-ne și nouă credință, căci pe pământ suntem între lei. Fă să avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă credință, căci pe pământ suntem între lei. Fă să avem și noi biruință, să știe lumea că-i Dumnezeu. Thank you.
Thank you.
Înainte de a proceda la colecta din această dupămasă, frați și surori, având în vedere situația aceasta pe care o trăim la nivel de, aș putea să spun, global, starea aceasta care este în Orient, problemele acestea care sunt atât de vizibile, de acute, de încrâncenate, modul în care se așează lucrurile, se pare la nivel global, mondial, în ceea ce privește situația din țara lui Israel, cred că noi ca și credincioși care citim Sfânta Scriptură ne dăm seama că inevitabilul este aproape să se petreacă, să se întâmple. Profeții pe care Duhul lui Dumnezeu le-a rostit prin prorocii ai Vechiului Testament, prorocii mici, spunem noi, și nu numai, în care relatează cu atâta claritate cuvântul Domnului că pentru atitudinea care se petrece la ora actuală în care Israelul este batjocorit, femeile sunt batjocorite, țara este sub asediu, cuvântul Domnului, când cercetăm prorocii care vorbesc despre lucrul acesta, iată-l că se împlinește sub ochii noștri. Și dacă ai zice că situația este doar locală, acolo în Orient, dar din ceea ce vedem, din ceea ce se petrece, se vorbește și se agită lucrurile, situația este se manifestă într-un cadru mult mai larg, mai amplu. Știți ce se conturează? Se conturează ceea ce Scriptura vorbește despre faptul că neamurile se vor aduna în valea lui Iosafat. Dumnezeu este Cel care le va aduna acolo. Și are Dumnezeu o judecată cu neamurile, cu toate popoarele, nu numai din jur, și Gog, și Magog, și celelalte națiuni care se consideră puternice și care au dictat vreme îndelungată. Dumnezeu este Cel care prin cuvânt vorbește că vine vremea în care le va aduna acolo, în jurul Ierusalimului, ca să rostească judecata pe care o are în dreptul acestor națiuni. Și știți ce vă spun? După a mea apreciere, călăuzire care o am, suntem la un pas ca să se producă ceea ce Scriptura vorbește despre Armagedon. Momentul în care popoarele se vor strânge acolo împotriva acestui popor mic, poporul Israel. Însă Dumnezeu este Cel care va rosti o sentință și o judecată rapidă, în care, spune unul din cuvintele uneia dintre profeți, spune că 7 luni de zile își vor îngropa morți. Ezechiel, cred că în 38 sau 39, vorbește despre lucrul acesta. Vă dați dumneavoastră seama ce poate să fie? Și aceste cuvinte ale lui Dumnezeu se vor împlini. Vremea este aproape, Hristos Domnul își împlinește cuvântul. Spuneam nu de mult aici, când s-a citat pasajul acela din Roman, spuneam că numărul neamurilor trebuiește întregit. Și cine știe, am spuneam, câte locuri mai sunt. Și făceam o provocare pentru cei prezenți și pentru cei absenți, să se silească, să se grăbească. Au fost niște prorocii de dată recentă, 2-3 săptămâni în urmă aici. Sunt lucruri care sunt gata să se întâmple, zice Domnul. Și aceste lucruri vor zgudui, vor cutremura globul pământesc. Lumea va fi cutremurată. Nici prin gând nu mi-a trecut mie că s-ar putea petrece lucrurile cum sunt la ora actuală. Dar ce este deranjant, deși trompeta lui Dumnezeu sună atât de tare, oamenii sunt tot indiferenți.
Oamenii, în loc să vadă într-adevăr că mâna lui Dumnezeu și ceea ce spune Dumnezeu este da și amin, este întocmai, să-i vezi că se silesc, că se grăbesc în procesul pocăinței, al apropierii de Dumnezeu, sunt cei care sunt tot mai reticenți. Nu noi cei de aici, nu cei care sunt ca și noi, dar globul acesta numără miliarde de oameni. Dumnezeu să aibă milă de națiunile pământului. Aș vrea rugăciunea aceasta să nu numim pe un frate sau o soră să se roage, să ne rugăm cu întreaga adunare ca Dumnezeu să-și facă lucrarea, Dumnezeu să mântuiască ceea ce mai este de mântuit și Dumnezeu să dea biruință acolo în Israel și Dumnezeu să dea binecuvântare peste națiunea aceasta atât de frământată. Din 1948, de când a luat ființă statul acesta, este într-o continuă frământare, într-o continuă stare de asediu, ai putea să spui, lipsiți de liniște, de siguranță, pentru că grupările acestea teroriste, oameni kamikaze și alte cele care nu țin la viața lor, au doctrinele lor, doctrine diabolice. Să ne rugăm ca Domnul să-și apere numele și slava și poporul. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm pentru aceasta și Dumnezeu să ne asculte. Suntem atâți aici în seara asta. Aici sunt oameni cu greutate înaintea lui Dumnezeu. Aici sunt femei care știu să stea în rugăciune înaintea Domnului. Aici suntem oameni care contăm pe puterea lui Dumnezeu. Aici suntem oameni care avem experiență cu Domnul, mărire Lui, să ne deschidem inima, să cerem pace și îndurare și binecuvântare de la Dumnezeu de biruință și Dumnezeu este Cel care lucrează. Acolo sunt mulți români, dar nu numai români, acolo sunt atâția oameni nevinovați, chiar în zona aceea palestiniană. Nu toți sunt teroriști. Dumnezeu să aibă milă de oameni și mântuirea Lui să vină cu pace peste pământ. Amin. Să ne rugăm pentru aceasta și să cerem binecuvântare și peste colectă. Amin.
Amin. Slavă Domnului. Amin. Ai milă, Doamne, de noi în toate și ne binecuvântăm. Slavă Ție. În timp ce cântăm dintr-o cântare, are loc colecta din această seară. De nu ar fi marele har, ca să mă țină lucrare, aș fi un mal purtat de val, aș fi un steag vrătăritor. De nu ar fi marele har, ca să mă țină lucrare, aș fi un mal purtat de val, aș fi o stea rătăcitoare. Dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă urc în pale. Vâsesc neîncetat, dar nu pot niciodat, de nu ar fi al tău mare. Dar harul minunat mă ține să nu cad și știu că nu mă urc în vale. Vâslesc neîncetat, dar nu pot niciodat, de nu ar fi al tău har mare. De nu ar fi Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, și prezentăm primele 11 versete. Pagina 1046. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod.
Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Dar după cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să rămână în bucuria mea, să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Amin. Să rostim rugăciunea Tatăl nostru, noi toți cei prezenți aici. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa duși în ispită, și ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile și ascultăm cuvântul Domnului rostit prin fratele Sebi a Casandrei. Să spunem din toată inima, lăuda să fie Domnul. Amin. În această dupămasă, Duhul lui Dumnezeu a pus un cuvânt pe inima mea. Când știam că urmează să slujesc, am venit oarecum cu un alt gând în ce privește mesajul din seara asta. Dar atât de minunat să vezi că Dumnezeu este acela care pune anumite cuvinte și gânduri în inima noastră și prin aceasta ne confirmă nouă că, de fapt, El are o lucrare de făcut în biserică. El își zidește biserica și mesajul din seara aceasta, așa cum mi l-a pus Domnul pe inimă, se adresează în mod deosebit și în mod direct bisericii. Într-adevăr, și cei care nu-L cunosc pe Domnul pot învăța, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Dar este un cuvânt care în mod deosebit ne privește pe noi care facem parte din poporul lui Dumnezeu. Viața noastră pe pământul acesta nu este de multe ori la standardul la care noi am vrea să fim. Nu e așa că ne uităm în viața noastră de credință și de multe ori facem un pas înainte și poate doi în spate. Azi suntem bine, azi suntem cu Domnul pe munte și câteodată ne vedem slabi, ne vedem căzuți, ne vedem descurajați, ne vedem iar împovărați, poate de lucruri de care am și uitat din trecut. Dar Duhul lui Dumnezeu este acela care, prin cuvântul Evangheliei, în seara aceasta, va duce pace, va duce liniște și va duce o întărire a credinței noastre. Și mesajul din seara aceasta este titlul care se găsește aici chiar în versetul 9. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos și El a spus așa: rămâneți în dragostea mea. În poporul lui Dumnezeu nu este tot timpul, sau nu suntem tot timpul plini de bucurie, plini de voie bună, măcar că ar trebui să fim. Dar de multe ori situațiile prin care trecem și situațiile care ni se întâmplă în viața noastră ne fac oarecum să ne depărtăm de ceea ce spune Sfântul Cuvânt și în această dupămasă aș dori să ne uităm în câteva cuvinte, parcurgând pasajul acesta împreună. Care sunt de fapt beneficiile de a rămâne în dragostea lui Dumnezeu? Sunt unii oameni, sunt frați și surori dintre ai noștri care de multe ori sunt plini de supărare, sunt plini de amărăciune și nu-și mai găsesc împlinirea, nu-și mai găsesc sensul, nu-și mai găsesc scopul. Dar dacă vom lăsa cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta să vorbească inimilor noastre, vom putea pleca, așa cum spune Domnul Iisus în ultimul verset, plin de bucurie. Bucuria pe care El o dă nu e o bucurie trecătoare. Nu este o bucurie pământească.
este o bucurie deplină. Și doar aceia care au experimentat prezența și părtășia lui Dumnezeu se pot bucura de această, pot avea parte de această bucurie. Haideți să vedem câteva din beneficiile pe care noi le avem atunci când rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Am căutat oarecum să le, comprim așa. N-am reușit, așa că o să le parcurgem. Sunt mai multe la număr, dar sunt foarte scurte și câteva cuvinte la fiecare. Primul beneficiu atunci când credinciosul alege să rămână în dragostea lui Dumnezeu este acesta, curățirea lui personală. Nu e așa că ne dorim să trăim o viață curată, care să-L onoreze pe Domnul. Însă de multe ori nu este așa. Poate te uiți la tine și zici că n-ai o viață trăită după voia lui Dumnezeu și inima ta nu este la fel de curată. Rămâi în dragostea Lui. Întoarce-te înapoi la Sfintele Scripturi și la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Primul beneficiu când rămâi în dragostea lui Dumnezeu este acesta, curățirea personală. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cea mai la îndemână metodă, dacă vreți, pe care noi o avem la dispoziție, ca să avem o inimă curată, este chiar cuvântul lui Dumnezeu. De prea multe ori neglijăm Scriptura. De prea multe ori ne lăsăm târâți de activitățile noastre și furați de gândurile noastre și poate ajungem seara obosiți și poate nici măcar un capitol nu mai suntem în stare să citim și să ne concentrăm. Și de multe ori ne întrebăm, Doamne, dar am vrea să biruim ispita, de ce mă las iară răpus de aceeași vechi ispită? E atât de simplu, frați și surori, dar poate ne-am prea obișnuit. Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne ajute să ne păstrăm viața curată. Lecturarea simplă a cuvântului lui Dumnezeu, meditația la cuvântul lui Dumnezeu. Spunea psalmistul în psalmul 119, atâtea versete atât de frumoase care vorbesc acolo vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu. Vine el și spune la un moment dat, de n-ar fi fost legea ta desfătarea mea și pierit în ticăloșia mea. Niciodată nu voi uita poruncile tale căci prin ele mă înviorez. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Ce scop înalt, ce țel avea omul lui Dumnezeu. Știa că în cuvântul lui Dumnezeu el are putere ca să trăiască o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu. Atunci când vorbim de meditare la cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă mintea noastră și sufletul nostru. Spunea cineva că cea mai lungă distanță din univers este de aproximativ, spunea el, de vreo 20 de centimetri. De la minte până la inimă. De multe ori știm teoretic ce avem de făcut, însă inima noastră de multe ori rămâne rece, rămâne o inimă împietrită și de multe ori sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu rodește noi ceea ce a trebuit să rodească. Există o relație directă, frați și surori, între măsura curățirii vieții noastre și cea a rodirii. Pentru că este o lună în care ne rugăm și postim în direcția aceasta, ca să rodim pentru Dumnezeu. Acela care dorește să aducă mai multă roadă, va trebui să accepte o curățire mai profundă. Așa spune aici Domnul Iisus, orice mlădiță care este mine și nu aduce rod, el o taie, dar pe orice mlădiță care aduce rod, el face un lucru deosebit. O curăță ca să aducă și mai mult rod. De aceea, în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu este mintea noastră, haideți să lăsăm să pătrundă în sufletul nostru, iar apoi, nu doar să-l citim, nu doar să medităm la el, dar să fim aceia care să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută la aceasta. Un al doilea beneficiu în a rămâne în dragostea Domnului Iisus este acesta, rodirea. Rodirea este o lucrare supranaturală pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră. Și atunci când ne uităm în Biblie, înțelegem că vorbim de rodire pe două planuri. În primul rând este rodirea Duhului noi. Acțiunea aceasta are loc în momentul în care noi ne întoarcem la Domnul. În momentul în care devenim temple ale Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu începe să rodească noi. Dar aș vrea să vă spun ceva. Rodirea vieții noastre depinde de calitatea vieții noastre. Dacă suntem oameni care ne compromitem, care nu umblăm în adevăr, care umblăm poate cu vicleșug și cu intenții ascunse, care nu sunt după voia lui Dumnezeu, să nu ne așteptăm ca Duhul lui Dumnezeu să rodească ceva în noi. Ne vorbește de multe ori, ne mustră, dar de multe ori nu luăm aminte. Rodirea noastră atârnă de calitatea vieții noastre. Duhul Sfânt nu va lucra prin noi ceea ce nu a lucrat mai întâi în noi. Și de multe ori cred că aici ar trebui să punem foarte bine accentul. Că ne-am dorit ca Dumnezeu să facă lucruri mari prin noi. Auzim mărturii deosebite ale oamenilor care au trăit cu Dumnezeu. Și zicem, Doamne, vreau să te folosești și de mine cum te-ai folosit de înaintașii noștri. Dar întreabă-te în seara asta, cum ți-e inima? Mai lași cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească? Sau poate ai rămas cu o inimă de piatră?
Zici, lasă că nu-i pentru mine, lasă că e pentru alții. Îți vorbește Duhul lui Dumnezeu de atâta timp și nu vrei să-i aminte. De ce nu lași cuvântul lui Dumnezeu să schimbe inima? De ce nu lași cuvântul lui Dumnezeu să rodească în tine? Știi că ai probleme cu mânia, pocăiește-te. Știi că ai probleme cu amărăciunea, leapă-te amărăciunea. Asaf zicea la un moment dat, mi s-a amărat inima în mine, că mă uitam la oamenii nelegiuiți. Poate ești frate cu Asaf în seara asta. Poate ai o inimă plină de amărăciune și îți vorbește Dumnezeu de atâta timp. Lasă amărăciunea, părăsește iuțimea, lasă ca Duhul lui Dumnezeu să rodească în tine. Niciodată nu va lucra Duhul lui Dumnezeu într-o inimă supărată, amărâtă, într-o inimă care născocește numai lucruri rele. Întoarce-te la El, rămâi în dragostea Lui, rămâi în dragostea Lui, adu-ți aminte de unde ai căzut, adu-ți aminte și întoarce-te la El și Domnul să te ajute, să ne ajute pe fiecare în parte. Apoi vorbim de rodirea Duhului prin noi. Se referă la ceea ce face Duhul Sfânt în vederea continuării lucrării pe care Iisus ne-a încredințat-o, pe care însuși Domnul Iisus ne-a încredințat-o, și anume să răspândim Evanghelia, să aducem oamenii către Dumnezeu. Domnul Iisus lucrează și astăzi prin trupul Său spiritual, care este biserica Lui. De aceea, rodirea în ce privește prin noi, către lume sau către biserică, trebuie să fie privită ca fiind contribuția noastră la zidirea trupului Lui Hristos, la lărgirea împărăției Lui Dumnezeu și creșterea oamenilor în asemănare cu Domnul. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să lăsăm cuvântul Lui să rodească mai întâi noi. Tot ce nu e bun să lepădăm, orice avem de schimbat să schimbăm, iar apoi să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să rodească noi. Al doilea beneficiu este acesta, rodirea. Rămânerea noastră în El, de aceea mesajul l-am intitulat Rămâneți în dragostea mea, sunt cuvintele Mântuitorului. Dacă vrei să rodești, rămâi în dragostea Lui, rămâi în ascultare de El, rămâi în ce privește parametrul Sfintelor Scripturi, nu te depărta de cuvânt, rămâi la ceea ce Dumnezeu a lăsat scris. Rămânerea noastră în El este condiția rodirii noastre. Dacă vreți, putem defini această rămânere în Hristos ca o relație vie care să-i permită Domnului Iisus ca prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Lui să rămână în noi în primul rând, iar apoi să lucreze prin noi și Domnul să ne ajute la aceasta. Încă un beneficiu în a rămâne în dragostea Domnului Iisus este acesta. Vei avea o viață de rugăciune ascultată. Poate te uiți în viața ta și spui, Doamne, m-a rugat atâta timp și toți rugăciunile mele parcă n-au ajuns înaintea ta. Dacă rămâi în El, auzi ce promite Domnul Iisus. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Amen. Și acum, ca niște oameni care iubim Sfânta Scriptură și care dorim să rămânem la învățătura sănătoasă, nu putem izola versetul acesta și să-l scoatem din context. Că sunt unii care zic, pui doar formula, numele lui Iisus și cer ce vrei. Cer avioane, cer elicoptere, cer de toate. Dar haideți să ne uităm aici în Sfântul Cuvânt. Uitați ce spune Domnul Iisus. Dacă rămân în voi cuvintele mele, 1 Ioan 5:14 spune, îndrăzneala pe care o avem la El este aceasta, că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Psalmul 37:4 spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da ce-ți dorește inima. În momentul în care faci din Dumnezeu locul 1 în viața ta, când ai în mintea ta scopul acesta să-L slujești pe El, să lucrezi pentru lărgirea împărăției Lui, nu vei mai avea rugăciuni egoiste. Într-adevăr, vei cere după voia lui Dumnezeu. Întreabă-te în seara aceasta, cum stai cu viața ta de rugăciune? Cum arată cererile tale înaintea lui Dumnezeu? Sunt tineri aici care poate vreți să vă căsătoriți și Dumnezeu v-a vorbit că nu-i bine să mergeți în direcția asta. Vă rog, ascultați de Duhul lui Dumnezeu, nu vă încăpățânați. Nu fiți ca Samson să spuneți, dar îmi place. Uitați-vă la ce spune Sfânta Scriptură. Vreți să aveți o viață de rugăciune ascultate? Rămâneți în dragostea Lui. Căutați să vă apropiați mai mult de El și pe măsură ce vă veți apropia mai mult de El, El va fi împlinirea voastră. Nu o să vă găsiți împlinirea și plăcerea în nimic altceva din lumea asta. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu pune în inima ta plăcerea asta de a sta lângă El, atunci vei cere lucruri care într-adevăr îl vor onora pe El și Domnul să ne ajute pe fiecare. Auziți ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Încă un beneficiu dacă rămâi în dragostea Lui. Tatăl va fi glorificat prin tine. Dumnezeu își va proslăvi numele prin viața ta. O, frați și surori, haideți să ne întrebăm în ce fel este Dumnezeu onorat în viața noastră, acolo unde ne aflăm, la locurile noastre de muncă, în familiile noastre,
Ba mai mult aici în biserică, prin slujirea noastră, prin atitudinea noastră. Cum este Dumnezeu glorificat în viața noastră? Încă de la început Domnul Iisus Hristos asta a căutat. Și poate ești într-o perioadă în viața ta în care spui că nu mai poți, că ți-a ajuns. Că atât de multe săgeți au venit asupra ta și spui, eu nu mai pot. În Ioan, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, spunea Domnul Iisus Hristos, acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi spune? Tată, izbăvește-mă? El a spus, nu. Eu rămân în continuare în ascultare de tine. Facă-se voia ta. Ce minunat lucru. Spunea Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, voia mea, mâncarea mea, spune el, este să fac voia celui ce m-a trimis. Haideți să ne întrebăm fiecare dintre noi, în viața noastră, în slujirea noastră, în trăirea noastră, cum este El onorat? Se vede El în noi? Se vede El glorificat prin viața noastră? Pot oamenii să se uite la noi și să spună, mă, într-adevăr, omul ăsta e diferit, bărbatul acesta e diferit, femeia asta e diferită. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Atunci când rămânem în dragostea Lui, Tatăl din ceruri este glorificat și proslăvit prin viețile noastre. Nu ne dăm seama de multe ori ce onoare ni s-a acordat. Ne-am prea obișnuit de multe ori. Ne-am prea obișnuit și o spun cu durere în inimă. Ne-am prea obișnuit, frați și surori, cu toate binecuvântările pe care El ni le dă. Dar uitați-vă la oamenii din lume. Oameni care zac în alcool, care zac în tot felul de păcate, în imoralitate, în familii dezbinate. Și tu mergi acasă și ai pace, ai ce pune pe masă. Te înțelegi cu soțul, te înțelegi cu soția. Ce har avem, frați și surori. De aceea mă rog ca Domnul să pună în inima noastră gândul acesta. Așa spune Sfânta Scriptură, tot ce faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Așa să fie gândul acesta în mintea noastră. Domnul Iisus asta a căutat. Oare noi ce căutăm? Căutăm să ieșim noi în evidență? Căutăm să ne talăm noi oare? Domnul să ne păzească. Și orice facem, să căutăm să-L proslăvim și să-L glorificăm pe Tatăl prin viețile noastre. Încă un beneficiu foarte frumos. A doua parte a versetului 8, uitați ce spune Domnul Iisus. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Extraordinar. Poate ești în seara asta și te simți al nimănui. Poate nu-ți mai găsești identitatea, poate nu-ți mai găsești locul, poate nici în biserică nu-ți mai găsești locul, nici în familie, nici la locul de muncă. Te simți așa oarecum prigonit, te simți străin, te simți al nimănui. Întoarce-te la El, rămâi în dragostea Lui. Auziți ce spune, dacă rămâneți în mine și dacă aduceți mult rod, veți fi ucenicii mei. Domnul Iisus este acela care atestă identitatea noastră, apartenența noastră, El ne confirmă lucrul acesta. Și lucrul acesta este valabil, frați și surori, pentru noi, pentru biserică. Că oamenii din lume, oamenii care nu-L cunosc pe El, nu aud aceste cuvinte din partea Lui. Și dacă nu se vor pocăi, vor auzi cuvinte grele. Și anume, plecați de la mine, blestemaților, așa le va spune Domnul Iisus în ziua judecății. Dar uitați ce spune El despre noi, despre ucenicii Lui. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 14. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin cuvântul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Observați ce delimitare frumoasă face Domnul Iisus Hristos în ce privește poporul Lui, biserica Lui. Noi nu suntem din lume. Cetățenia noastră este în ceruri. Noi avem aici buletine pe pământ. Dar dacă ar fi să o luăm din punct de vedere spiritual, noi avem un buletin pe care scrie cer și împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Când rămânem în dragostea Lui, avem această nădejde, această încredere că suntem ai Lui. El personal confirmă. Romanii 8 spune că însuși Duhul adeverește în Duhul nostru că suntem copii de Dumnezeu. Ce mare har să știi că ești copil de Dumnezeu. Ce mare har să știi că nu ești la voia întâmplării. Chiar dacă te uiți acum în viața ta și te simți al nimănui, uite ce spune Domnul Iisus pentru tine. Rămâi în dragostea Lui și astfel vei fi ucenicul Lui. El însuși personal îți poartă de grijă și se angajează la aceasta. Ce binecuvântare avem din partea Lui. Binecuvântat să fie El. Încă un lucru, frați și surori. Încă un beneficiu sau încă o binecuvântare atunci când rămânem în dragostea Lui. Putem trăi iubirea perfectă, iubirea desăvârșită. O, și inimile noastre după asta tânjesc cel mai mult. Sunt unii care caută iubirea.
Sunt unii care o caută temir prin câte locuri. Dar doar cei care rămân în Hristos au ocazia de a trăi o iubire perfectă. Poate v-ați căutat să vă împliniți sufletele în altă parte. Dragi tineri care vreți să vă căsătoriți, să știți că nu partenerul de viață îți împlinește sufletul. Doar Hristos împlinește sufletul. Numai El o poate face. Și în momentul în care rămâi în El, vei trăi iubirea perfectă. Auziți ce spune Domnul Iisus? Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Versetul ăsta pentru mine a fost ca o revelație. Efectiv, mi-a muiat inima și m-a umplut de bucurie. Uitați ce zice. Eu vă întreb pe voi. Cum l-a iubit Tatăl pe Domnul Iisus? Și a găsit toată plăcerea în El. Așa a spus. Și ce frumos că se uită spre noi, spre biserică și spune, așa cum Tatăl m-a iubit pe mine, la fel cum Tatăl m-a iubit pe mine, tot așa v-am iubit și eu pe voi. Aceeași măsură de iubire nu ne iubește mai puțin, ne iubește cu aceeași dragoste a Lui care a străbătut viacurile și iată că după 2000 de ani, biserica Lui încă stă în picioare. Vom trăi o iubire perfectă, vom experimenta asta în fiecare zi a vieții noastre. Indiferent cât de mult ne-ar marginaliza oamenii sau cât am avea de suferit, noi știm că suntem beneficiarii celei mai mari iubiri din lumea asta. Nu există grad de comparație când e vorba de iubirea lui Dumnezeu decât cea arătată prin Hristos. Este cea mai mare iubire și nimic din lumea asta nu poate egala vreodată, slăvit să fie El. Doar când ești convins de dragostea Lui, ți se va schimba inima. Mi-aduc aminte, spunea un misionar la un moment dat, era în primii ani lui de convertire și a avut pe inimă să facă o slujire, s-a dus undeva prin junglele din Peru. Și a slujit acolo câțiva ani, era într-o zonă de conflict militar și prin tot ceea ce trecuse pe acolo, se ocupau de copii, se ocupau de oamenii săraci. A fost o perioadă din viața lui în care efectiv a ajuns la epuizare. Slăbise foarte mult din cauza lucrării și a slujirii pe care o făcea pe acolo și tot vrea să facă mai mult și mai mult și mai mult. Și spune el la un moment dat că în timp ce erau niște bombardamente, se grăbea să ducă niște ajutoare și la un moment dat, în timp ce se grăbea să ajungă undeva pe acoperișul unei clădiri, undeva pe etajul 3, îi se face rău și leșină. Și cade acolo și la un moment dat se trezește așa cumva buimac de cap și în inima lui a apărut un sentiment de condamnare. Doamne, dar n-am făcut mai mult pentru Tine, dar aș vrea să fac mai mult. Nu vreau, Doamne, să vin înaintea Ta cu puținul pe care l-am făcut și se simțea atât de condamnat, măcar că îl slujise pe Dumnezeu. Și mărturise el că momentul ăla Duhului Dumnezeu i-a dus aminte o grămadă de versete din Scriptură care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Și a înțeles în momentul acela că nu trebuie să se miște nici la stânga, nici la dreapta, nici în față, nici în spate, ci doar trebuie să creadă că este iubit de Dumnezeu. Asta lipsește în multe inimi. Și din cauza asta suntem triști, suntem descurajați. Din cauza asta nu ne găsim împlinirea, căci nu credem că Dumnezeu ne iubește. Roman 5:5 spune că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Păi dacă El toarnă dragostea Lui în inimile noastre, cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Nu există grad de comparație cu iubirea pe care El ne-o arată. Este cea mai mare, este infinit, este desăvârșită. Și așa te iubește Dumnezeu pe tine care faci parte din poporul Lui, binecuvântat să fie El. De aceea, deși încercăm cuvintele noastre slabe și sărace să descriem iubirea asta, o putem vedea ori de câte ori ne uităm la Golgota, ori de câte ori ne aducem aminte de jertfa supremă a Domnului Iisus Hristos, ne aducem aminte de această iubire pe care El ne-a arătat-o, binecuvântat să fie El. 1 Ioan 5:3 spune cuvântul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Da, Dumnezeu pune dragoste în inima noastră. Dar întrebarea este, cum răspundem noi iubirii sale? Acum când am văzut cât e de mare, cât e de desăvârșită dragostea Lui, cum răspundem noi iubirii sale? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă arătăm într-adevăr că suntem ucenicii Lui, vom păzi poruncile Lui. Amen. Și atunci când iubești pe cineva, nimic nu ți se pare prea greu. Dă-mi voi să întreb, cum stai în ce privește păzirea poruncilor lui Dumnezeu? Când Dumnezeu îți dă îndemnuri, când Duhul lui Dumnezeu te îndeamnă să faci anumite chestii, anumite lucruri, pentru El, pentru sufletele oamenilor. O faci cu toată inima, o faci, cum spunem noi, ca pentru Domnul. Domnul să ne ajute să fim fiecare dintre noi astfel de oameni. Frați și surori, doar în iubirea lui Dumnezeu vom găsi resurse să putem înainta, să putem iubi,
să ne putem ierta unii pe alții, să răbdăm, pentru că doar în iubirea Lui înțelegem lucrurile diferit. De aceea mesajul Lui pentru biserică este acesta: rămâneți în dragostea mea. Când înțelegem iubirea Lui, toată viziunea noastră și perspectiva noastră asupra vieții ni se schimbă, pentru că înțelegem cât de mare a fost prețul pe care El l-a plătit. Și automat va trebui, este o chestie de bun simț, să-i răspundem cu aceeași dragoste și cu aceeași deschidere. Și Domnul să ne ajute. Iar acum, în ultimul rând, aș vrea să vă spun ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 11. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Nu doar că vei avea ocazia să trăiești o iubire desăvârșită, dar vei experimenta o bucurie pe care nimeni altul din lumea asta nu o să poată să ți-o dea niciodată. Și știți ce îmi place? Că bucuria aceasta, fiind o roadă a Duhului despre care Biblia spune, este o bucurie care nu ar trebui să țină de circumstanțe. Pe măsură ce rămâi în dragostea Lui, pe măsură ce rămâi în ascultare de El și de poruncile Lui, bucuria aceasta pe care Duhul Sfânt o va rodi în tine îți va da puterea să înaintezi. Chiar dacă vor veni momente în care, omenește vorbind, te vei întrista, te vei descuraja, Domnul Iisus ne vorbește despre o iubire care nu-i trecătoare, pentru că nu-i din lumea asta, pentru că vine exact din inima Lui Dumnezeu. Bucuria Domnului Iisus venea din relația Lui cu Tatăl și asta vrea să ne transmită și nouă în această dupămasă. Bucuria aceasta, cum spuneam, este una veșnică, pentru că așa spune Pavel în Roman 14, căci împărăția Lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este pace și bucurie în Duhul Sfânt și neprihănire. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să experimentăm fiecare dintre noi această bucurie. Apoi bucuria mai vine, frați și surori, din faptul că știm că numele noastre sunt scrise sus în cer. Asta le-a spus Domnul Iisus ucenicilor: nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise sus în cer. Și mai un lucru, avem bucurie pentru că ne uităm în cuvântul Lui și mai știm ceva, că nu ne lasă singuri. Așa le-a spus la ucenici: nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. V-am prezentat atâtea beneficii, atâtea binecuvântări care răies din cuvântul Lui Dumnezeu. Și aș dori să le repet un pic și apoi să închei predica din această dupămasă. În momentul în care alegi să rămâi în dragostea Lui Dumnezeu, vei trăi o curățire a vieții personale, vei rodi pentru Dumnezeu, vei avea o viață de rugăciune binecuvântată în care Dumnezeu va pune în inima ta dorințe după voia Lui și vei vedea că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale. Tatăl va fi glorificat și va fi proslăvit prin viața ta. Însuși Domnul Iisus îți confirmă că ești a Lui, că îi aparții Lui. Vei trăi o iubire perfectă și vei experimenta o bucurie desăvârșită. Oare de ce n-ar trebui, frați și surori, să rămânem în dragostea Lui? Sunt atât de multe binecuvântări, sunt atât de multe binefaceri care răies din dragostea Lui. Și spunea Traian Dorz, apropo de alții care își caută plăcerea în altă parte, ești în seara asta aici și ai ascultat cuvântul Lui Dumnezeu și știi că ești neîmplinit, îți cauți bucuria în altă parte, rămâi în El, rămâi în dragostea Lui, întoarce-te la El. Și spunea Traian Dorz, să ardă de sete tot n-aș bea din apele stricate, ce le întâlnesc în calea mea prin lumea de păcate. Să mor de foame tot n-ating mâncările otrăvite, spre care neîncetat mă împing păcate și ispite. Să crap de frig, nu mă încălzesc la focuri vinovate, pe unde slugile pândesc iubiri îndurerate. Să pierd în drumuri n-aș intra în casa blestemată, care ar zdrobi și ar întrista inima mea curată. Să umblu gol, tot n-am să îmbrac ce diavolul mi-ntinde, să zac în șanț, să mor sărac, pe Domnul nu-l voi vinde. Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie. Domnul să ne ajute să rămânem în El, să rămânem în El și în dragostea Lui. Amin. 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 Modalitatea în care Domnul Iisus se adresează oamenilor, se adresa de fapt oamenilor și este consemnată în Scriptură, este o modalitate foarte simplă, inspirată din viața de zi cu zi. De aceea Domnul este Cel care a rostit uneori anumite pilde, a folosit anumite metafore, ca oamenii din ceea ce ei exercitau în fiecare zi și își dădeau seama din activitatea lor, să poată să înțeleagă cât mai bine
principiile împărăției lui Dumnezeu și binecuvântările de care ei au nevoie. De aceea Domnul Iisus este Cel care folosește exemplul acesta atât de simplu, atât de practic, al modului în care vierul este cel care se ocupă de vie ca să rodească, doar pentru aceasta a sădit-o în ograda lui, ca să beneficieze de rod din partea ei. Atât de simplu este pentru noi, frați și surori, să înțelegem lucrul acesta din punct de vedere spiritual. Ar trebui să fim prea reticienți în ceea ce privește deschiderea noastră spirituală ca să nu putem să înțelegem aceste cuvinte simple. Mulți dintre noi sunt cei care au poate un butuc de vie pe lângă casa lui, în grădina lui, sau dacă nu-l are, l-a avut acasă lângă părinții lui sau în alte împrejurări sau a văzut că totdeauna vierul este cel care se ocupă de vie, în așa fel o taie, o curăță, o pregătește primăvara sau toamna, încât ea să aducă rod. Are grijă cum o taie, nu o curăță oricum. Tocmai de aceea Domnul Iisus este Cel care își îndreaptă aceste cuvinte simple, practice, spre oameni și vorbește cu ei și le arată că El este vița aceea de soi, vița aceea puternică care are sevă și care poate să alimenteze mlădițele. Și sunt două șanse, sunt două lucruri care se pot întâmpla. Mlădița care aduce rod este curățată ca să aducă și mai mult rod, iar șansa cealaltă, mlădița care nu aduce rod, nu este păstrată în viță. Vierul care este Tatăl este Cel care o taie. O taie, se usucă și apoi este așezată și arsă în foc. Dragii mei, Domnul este Cel care ne-a așezat pe fiecare dintre noi în grădina Lui, în grădina mântuirii. Ne-a așezat și ne-a altoit pe noi, Dumnezeu Tatăl, în Hristos Domnul, ca noi să aducem roadă. Să aducem o roadă nu după bunul nostru plac, ci după cerința pe care El o are. Să fim și noi mlădițe care rodește un rod de soi pe care îl preia din viță. Tocmai de aceea aș vrea să îndrept câteva gânduri în minutele care le mai avem spre noi și să vorbesc câteva cuvinte despre secretul rodirii. Secretul rodirii. Întrebând, stând de vorbă, exprimându-ne dorințele noastre, eu cred că fiecare dorește să fie o mlădiță roditoare, să aibă roade plăcute și binecuvântate. Oameni buni, dragi creștini, cuvântul Domnului este foarte limpede și nu trebuie atâta teologie în privința asta. Trebuie să doar o minte limpede și o dorință sinceră înaintea Domnului de a înțelege. Și Dumnezeu este Cel care ne luminează. Secretul rodirii este rămânerea. Păstrarea legăturii cu vița, care este Iisus Hristos. Dragii mei, asta nu e greu să o înțelegem de aici și din ce vedem. Că nici o mlădiță, cât de frumoasă ar fi, dacă o desprinzi de viță, nu aduce roadă, se usucă. Nu va rodi singură de la sine, niciodată. La fel este, dragii mei, și din punct de vedere spiritual. Iar ca cineva să fie roditor pentru împărăția lui Dumnezeu, să fie cel care să manifeste caracterul
și stilul de viață al Domnului Iisus. Oamenii au multe stiluri de viață. Multe feluri de comportamente au oamenii pe care le dobândesc de miri, temiri din ce medii ale societății. Așa era atunci, așa este și acum. Însă Domnul este Cel care vine și spune că acest secret al unei rodiri eficiente, al stilului de viață și al caracterului cristic, îl vei avea doar rămânând în El, în viță. Nu este altă viță. Nu putem pune o altă viță din punct de vedere spiritual ca cineva să rodească, să spun, să rodească duhovnicește, decât vița aceasta care este Domnul Iisus Hristos. Apoi, eu cred, sunt convins de aceasta, că noi cât suntem aici, ca și noi, sunt foarte mulți ceilalți care încheind legământ cu Domnul, sunt cei care au ales să fie altoiți în această viță și sunt cei care rodesc pentru slava lui Dumnezeu și sunt binecuvântați de Domnul cu roade minunate. Slăviți să fie Domnul! Însă, secretul rămânerii în viță, dacă ziceam că secretul rodirii este rămânerea, secretul rămânerii în viță, știți care este? Ascultarea. Secretul ca să rămâi, să păstrezi părtășia și legătura cu vița, este ascultarea. Asta înțeleg de aici din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește despre poruncile Domnului, despre cuvântul lui care sfințește, despre puterea acestui cuvânt. Pentru că în al Domnului cuvânt este putere. Și cel care are îndoieli, cel care are temeri, auzind făgăduințele lui Dumnezeu, primește eliberare. Îndoielnicul primește certitudini, primește convingeri. Pentru că al Domnului cuvânt este viață. Și rămânerea în viță este determinată de ascultarea, disponibilitatea care o ai ca și creștin, ca și credincios, de a asculta de Domnul, de a rămâne lângă cuvântul Lui, de a te așeza în cuvântul Lui Dumnezeu și să o faci cu plăcere și să o faci cu bucurie. Pentru că secretul rămânerii acolo, ca să nu fii tăiat, înseamnă sau este ascultarea de Dumnezeu. Mă duc mai departe, pentru că nu vreau să vă țin după ora 8, dar aș vrea să vă mai spun ceva, că secretul ascultării, ca să ai disponibilitatea să asculți, și prin tine să curgă această sevă cerească, dumnezeiască, a Duhului Sfânt. Secretul ascultării, știți care este? Dragostea. Este dragostea. Dragostea pentru Dumnezeu, dar o dragoste după modelul Lui, nu după modelul tău sau al meu. Asta înțeleg aici, din cuvântul Domnului. Că oamenii interpretează și, să zic, până și această virtute a dragostei lui Dumnezeu, temiri sub ce forme și ce trăiri. Câte interpretări dau ei pentru nuanțe diferite ca să le pice bine lor, să le vină lor ca o mănușă sau ca o umbrelă a trăirii, a faptelor și a umblărilor lor.
Ori nu așa, dragii mei? Secretul, deci, ascultării este înțelegerea deplină a dragostei lui Dumnezeu față de noi și apoi să aplicăm această dragoste a lui Dumnezeu după modelul lui în viața noastră pentru El, pentru lucrarea Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Sunt lucruri extraordinar de frumoase, care merg ca un lanț și ca într-un mod treptat, legate unele de celelalte, până când apare rodirea aceea frumoasă și binecuvântată, mireasma aceea, parfumul acela al roadelor binecuvântate cu aromă cerească și binecuvântată de care au nevoie oamenii. Dragii mei, puneți în cutiuța minții voastre, a sufletului vostru și să înțelegem că pentru mântuire și binecuvântare este doar o singură viță și aceasta este Iisus Hristos. Iar noi toți am fost altoiți ca mlădițe. Și noi ne căpătăm seva și trebuie să ne-o căpătăm doar din El. Amin? Doar din El. Multă filozofie este pe toate planurile existenței noastre în veacurile acestea, în vremurile acestea în care noi trăim. Iisus Hristos este același. Azi, a fost ieri și va fi până la capăt, mărire Lui. El este Fiul lui Dumnezeu și în El se găsește mântuirea deplină. Și ca să fiu roditor și să fii roditoare, roditor, în împărăția lui Dumnezeu să nu riscăm tăierea, desprinderea de viță. Trebuie să acceptăm curățirea. Trebuie să acceptăm curățirea. Niciunul nu lasă butucul de vie și vița de izbeliște. Știi cât o duce? Îți va face în primul an niște struguri ca mărgelele. Nu vor fi buni de nimic, acri. Nu vor avea niciun gust. Iar în următorul an va fi o tufă și nu va mai fi de niciun folos decât de umbră. Și nimeni nu o sădește pentru asta, ci vrea să aibă rod, bogat și binecuvântat. Așa este și Dumnezeu. Ne-a așezat în biserica sa, ne-a sădit în grădina minunată a mântuirii și noi trebuie să ne silim să rodim. De aceea trebuie să avem grijă de viața noastră, de vorbirea noastră, de gândurile noastre, de trăirile noastre, dragii mei. Iar repet și supun atenției voastre că toți dorim să rămânem. Ce folos este că te-ai dus 5 ani? Ce folos este că te-ai dus 10 ani? Ai fost în viță, altoit. Și după 5 ani, după 10 ani, după un an de zile, pentru că n-ai rămas în viță, te-ai sălbăticit. Să aibă milă Domnul de fii risipitori. Acolo sunt poate copiii unora dintre noi. Acolo poate este cineva drag din familiile noastre. S-au sălbăticit pentru că n-au acceptat curățirea și rămânerea în viță. Vierul-și curăță via și vierul este Tatăl. Mărire Domnului, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și rețineți, secretul rodirii, frate și soră, te uiți la tine și te plângi că căderile tale, alunecările tale, situațiile tale.
Secretul rodirii este rămânerea în viță. Dar în vița asta de altoi, de soi, care este Iisus Hristos. Secretul rămânerii în El este ascultarea. Secretul ascultării este dragostea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cu siguranță că în luna aceasta vom mai vorbi despre procesul rodirii. Că noi postim și ne rugăm în această lună și înaintea Domnului purtăm rugăciuni, fierbinți și post, ca Dumnezeu să ne ajute să fim roditori. Să avem o slujire plină de roade binecuvântate și cu siguranță vom mai continua în ciclul acesta de predici, căutând să arătăm adevărurile lui Dumnezeu ca fiecare credincios să fie roditor în vița aceasta binecuvântată care este Domnul Iisus. Domnul să lase peste noi capacitatea și dorința aceasta de a rămâne în El, de a ne lupta să rămânem în El, în timp ce alții vor să ne desprindă prin filozofii, practici anumite lucruri, să rămânem alipiți de Iisus Hristos, Domnul. Apoi fie ca noi să avem disponibilitatea să ascultăm de El și să umblăm în această ascultare de El, împlinind poruncile Lui. Și Dumnezeu să ne dea puterea de a-L iubi pe Dumnezeu și a manifesta această dragoste care vine din El, ca astfel să avem parte de binecuvântările enunțate, să fim acei ucenici, să fim oamenii aceia plini de bucurie, o bucurie de plină, să fim oamenii aceia care să-L proslăvim pe Dumnezeu, căci pentru asta ne-a sădit El în vița de altoi, ca să-L proslăvim pe Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze, să ne învioreze sufletul și să fim binecuvântați de El, să ne ridicăm și să avem înaintea Domnului o rugăciune prin care să cerem, pe de o parte, ca El să fie acela care să ne binecuvinteze cu înțelepciunea de a rămâne lângă El și apoi să cerem binecuvântare, să ne dea putere să ascultăm, să-L iubim și să trăim o viață frumoasă și în final să mulțumim pentru seara aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Ne rugăm.
și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână cu fiecare dintre noi până în veșnicii. Amin. Vă rog să reocupați locurile doar pentru câteva momente. În numele Domnului Iisus vă binecuvântăm, frați, surori, prieteni și oaspeți ai casei Domnului și vă rugăm pe toți aceia care doriți să fiți altoiți în această viță de soi și binecuvântată, să fiți cei care să treceți pe la secretariat să luați cereri de botez, să ne pregătim pentru botezul în apă care va avea loc la sfârșitul lunii viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu încă mai acordă șanse! Dumnezeu încă cheamă și cheamă în iubire, în dragoste. Ne culcăm în pace și ne trezim în pace. Mergem la serviciile noastre și ne întoarcem în familie. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Grăbiți-vă și veniți, cât încă Domnul mai are ușa harului a îndurării deschisă și binecuvântarea aceasta prin chemare la mântuire pentru orice om, oricât de păcătos ar fi. Fie dar ca prietenii casei Domnului, care n-au încheiat legământ cu Domnul, să înțeleagă această chemare duioasă, prietenoasă și binecuvântată a Domnului pentru sufletele lor. Iar apoi tuturor vă spunem să aveți parte de o seară binecuvântată, cu pace și cu liniște, să ne revedem din nou în casa Domnului cu bucurie că suntem oameni sădiți în această viță de altoi. Slăvit să fie Domnul! Cu pace și cu binecuvântare, adunarea este liberă. Cu binecuvântarea Domnului ne despărțim. Se clatină lumea și se înspăimântă de valuri și groaza ce i-am văluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna Celui ce ne-a mântuit. Se clatină lumea și se înspăimântă de valul și groaza ce i-a văluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna Celui ce ne-a mântuit.